La data de 5 noiembrie, americanii care nu au votat prin corespondență sau în avans se vor prezenta la secțiile de votare pentru a-și alege președintele. Conform sondajelor, cursa este departe de a se fi încheiat, scrie presa americană, potrivit celui mai recent sondaj realizat de YouGov pentru The Economist între 29 septembrie și 1 octombrie, adică înainte de dezbaterea dintre Vance și Tim Walz. Harris îl devansează pe Donald Trump cu 48% din intențiile de vot față de 45%, o diferență de 3 puncte care corespunde de asemenea marge de eroare pentru acest sondaj. Aceste cifre sunt în concordanță cu cele publicate de alte instituții în ultimele zile, potrivit site-ului 538, care reunește diferitele sondaje realizate în țară. În medie, Kamala Harris era în frunte cu 48,4% din intențiile de vot față de 45,8% pentru Donald Trump, o diferență de 2,6 puncte între cei doi viitori președinți. Cu doar 10 zile în urmă, diferența era aceeași la o zecime de punct. Având în vedere aceste cifre, ar fi logic ca Harris să fie prezentată drept favorită, însă sistemul de vot pentru alegerile prezidențiale americane face ca avantajul democratei în aceste sondaje de opinie să fie unul relativ. Întrucât alegerile prezidențiale se desfășoară sub forma sufragiului universal indirect, rezultatul acestor alegeri nu depinde de numărul total de americani care votează pentru unul sau altul dintre candidați, ci de numărul de electori colectați în conformitate cu regula Winner Takes All, în vigoare în majoritatea covârșitoare a statelor. Prin urmare, învingător va fi candidatul care va reuși să obțină 270 dintre cele 538 de voturi electorale puse în joc. Având în vedere că rezultatul votului este aproape sigur în majoritatea statelor, fie că sunt republicane roșii sau democrate albastre, totul va depinde de câteva state în care rezultatul rămâne incert. În cele 7 state cheie, în cauză, nici Donald Trump, nici Kamala Harris nu par să aibă un avans clar. Potrivit Real Clear Politics, un alt agregator de sondaje de opinie, Arizona și Georgia sunt singurele state în care republicanul este cu cel puțin un punct în urma lui Harris. Democrata are un avans similar în Nevada, în celelalte 4 state cheie, Wisconsin, Michigan, Carolina de Nord și Pennsylvania, mai puțin de un punct îi desparte pe cei doi candidați. În Pennsylvania este chiar o egalitate perfectă în sondaje, atât Kamala Harris cât și Donald Trump sunt creditați cu o medie de 48,2% din intențiile de vot.